Doamna Ana? E adevărat? Scuze, mă plictisesc, că o să stăm, o să plecăm de aici împreună și o să fim soții. Soții. Dacă mă plictisesc după 5 luni unde ajungem, nu insistă. Nu insistă? Chiar, tu știi că pe 14 facem 6 luni. Și planificat tot, deși nu, 5, sora ta a zis să nu. Ce să nu ce? Pe 14. Păi mi-ai zis deja. Unde? La Lotca. Mi-ai spus. Și ce? Păi da, și cum facem? Nu, tu nu știi cum arată. Păi și cum facem dacă sora mea... Pleacă pe 15, nu? Da, nu? Păi chemă și pe ei la masă acolo. Așa. Și noi rămânem acolo și în scară. Nu. Păi deci cu ce să duc ei înapoi? Că ei n-au mașină aici. Da, mașina mea. E. Și mi-am dat ok, că înainte spune că doar pleacă, de unde pleacă, de la Bacău? Ce ai, Vlad? Tu crezi că e grija asta, oameni? Atunci, ei pleacă direct, cred. Da, unde, unde pleacă? Nu știu, cred că de la București. Păi, dai seama, pleacă de pe 14. Cu fata Ciu, stă pe... Nu știu exact. Trebuie să vorbesc. La București. Trebuie să vorbesc. Dar nu, că plecă... Ca să mergem la acte. Mergem. Că trebuie să le punem, ca să le și facem. Bine. De ce îmi ții picioarele așa? Mi-au amorțit. Ca să-ți curgă sânge înapoi în corp. Au! Da, așa trebuie să stai jumătate de zi, după o zi de muncă. Da? Da. Ca să nu te doare. Și știi cum mai trebuie să stai ca să nu te doară spatele? Exact așa, dar doar că pe perete și cu picioarele mai așa. Păi eu ce-am zis? Uite, chiar mi s-a făcut, ce ură mi s-a făcut. Lasă că te le fac, ți le fac. Dar nu merg eu să-mi fac pedicura frumos. Unde mergi? Cu călcâi. Unde? Îmi caut pe net, oriunde. Te duc eu. Vlad. Hai. Să ne iubim. Și să fugim. În lumea asta mare. Ce-ai gust de slană? Eu n-am mâncat ceapă decât în salată. De la tine vine gust. Ce faci, mă? Haide. Unde? Afară. Hai.